conviețui și de asta cred că din toate chestiunile astea care au afectat marile ziare ale României, cred că cel mai important lucru pe care l-am avea noi de făcut, și noi ziariștii și cu patronatul, evident, că până la urmă vrem, nu vrem, suntem împreună, trebuie să facem niște reguli foarte clare de conviețuit, de lucrat în mass media. Care e treaba patronatului, care este treaba redacțională, pentru că, deși nu pare, la urma urmei, ar fi bine să fie așa ceva și pentru patronat chiar. Că în momentul în care apar presiuni politice sau presiuni economice, până acum se făceau asupra conducerii redacției. Telefoane, dă-i cu tare, domne, vezi, amenințări, rugăminți și așa mai departe. Încet, încet, când încep să contureze niște grupuri patronale puternice sau niște patroni, că până acum la marile ziare a fost, mă rog, un fel de privatizare, cum a fost și la noi și la Adevărul, făcută în beneficiul redactorilor, a sute de redactori. Acum, după 15 ani, s-au conturat niște mari patroni de presă. Și ar fi bine, zic eu, și pentru ei. Că acum presiunile dând spre redacție o să înceapă să treacă asupra patronatelor. Dom'le, vezi ce fac ăia, ori amenințări, ori lucruri în astea, și cred că e foarte important pentru toată lumea să stabilească niște reguli clare, așa cum sunt și în Occident. Partea redacțională e parte redacțională, partea economică e parte economică și între cele două părți, cea redacțională și cea economică, normal să existe o anume colaborare, dar fiecare să-și poată face meseria. Unii își văd beneficiile lor, alții își văd meseria lor, în așa fel încât să funcționeze mecanismul ăsta numit ziar. Lelia Munteanu vrea să intre în dialogul dumneavoastră. Da, vă rog. Bună seara, domnul Ficeac. Bună seara. Respect, vreau să vă pun o singură întrebare, dacă îmi permiteți. Am ascultat cu răbdare ce ați spus. Curiozitatea mea e de ce ați intrat în direct. Că nu, n-ați spus nimic. A, l-ați invitat. Nu, invitația a fost din partea mea. Ok. Nu, că ne-a spus că azi e luni, afară e întuneric. Desigur, știm. Cred că e o diferență importantă aici. Domnul Ficeac a spus că privatizările au fost făcute în beneficiul redactorilor atunci la România Liberă și la Adevărul. Ceea ce este, în ce privește Adevărul, nu știu, la România Liberă, cum a fost, un fals perfect. Eu am trecut prin acel moment. În 1991 s-a pierdut tot. Deci tot ce se acumulase în anul 1990 până în martie 1991, că tot, asta e tot o legendă cu patrimoniul scânteii, cu care terminăm în acest moment, totul s-a pierdut atunci. Nu am rămas decât cei de atunci, din 1991, prin privatizare, redactorii, nu am rămas decât cu pixurile în mână și cu chiriile pe care le plăteam pe mobilierul din birou, pe birouri și așa mai departe, editurii de stat, Adevărul, care după aceea a preluat toate activele Adevărului și a făcut avere cu ele, în clipa de față existând oameni de afaceri prosperi de pe urma acelor proprietăți. Deci ziariștii de la Adevărul n-au câștigat nimic din privatizarea din 1991. Să fie foarte limpede. Iar în ceea ce primește ce am făcut noi în ultimii 2 ani, notul că ziarul Adevărul de fapt trebuia să dispară de acum 2 ani. În clipa în care a izbucnit, după ce domnul Chinu a murit și a izbucnit scandalul pe care îl cunoașteți, cu paternități, cu Hrebenciuc, cu Taher, cu 7 milioane de dolari și cu toate poveștile respective, în acel moment noi, cei pe care îi vedeți la masă, aveam toată îndreptățirea morală să plecăm atunci, să spunem, noi nu avem nicio treabă cu aceste chestii, n-am știut, nu am fost noi. Și nu aveți nicio legătură. Nu avem nicio legătură cu aceste lucruri și nu putem continua sub astfel de semne. Am stat, ne-am gândit, ne-am uitat unii la alții și tocmai pentru această marcă, ne-a fost greu să o abandonăm, mi s-a părut că e un gest de lașitate și am traversat deșertul. Am făcut o muncă îngrozitoare atunci pentru a salva ziarul, pentru a-i salva imaginea, pentru a-l redresa și a-l aduce la situația în care l-am lăsat ieri. Deci asta a fost rolul nostru în acești 2 ani. A fost să plătim pentru niște
chestiuni care nu ne priveau. Domnule Ficeac. Da, vă rog. Dacă mai aveți ceva de spus. Deci, mai mult, dar văd că nu, acum am dat și eu drumul la televizor, că vă auzeam foarte slab și am văzut că nu v-a prea plăcut răspunsul meu, că m-ați retrogradat de la redactor șef la redactor șef ajung, dar nu contează. Am o rugăminte, vă rog să mă credeți că m-am retrogradat de la bun început. Deci da. N-am ținut cont de răspunsul dumneavoastră. Vă dați seama, e vorba de o greșeală a colegilor din regie care v-au trecut redactor șef, ajuns să sunteți redactor șef. Dar asta a apărut de la început. Nu are nicio legătură cu răspunsul dumneavoastră. Mie mi-a plăcut foarte mult răspunsul și dacă vreți vă fac director în momentul ăsta. Bun, dacă mai aveți ceva, domnul Ficeac, vă rog. Eu aștept, cum să spun, la noi în momentul în care a fost acea perioadă foarte grea, din partea multora dintre colegii noștri de preaslă, a fost, domne, asta economia de piață, să vedem dacă au existat într-adevăr intruziuni în activitatea editorială, chiar și din partea Clubului Român de Presă. S-a spus, domne, asta e situația, indiferent ce s-a întâmplat cu redacția ăștia acționarii, ei pot să facă ce vor în adunarea generală a acționarilor. În momentul în care noi am venit cu probe concrete la Clubul Român de Presă și le-am demonstrat faptul că acea echipă paralelă venise să ne impună un anume mod de a scrie, o anume politică editorială, atunci Clubul Român de Presă a spus, da, domne, într-adevăr, e o incluziune cu cizmele în activitatea redacțională și a fost de partea noastră. Bun, mulțumim pentru... Deocamdată eu aștept să văd cam ce se întâmplă exact la colegii de adevăr. Normal că îmi pare rău că așa ceva a apărut. Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule Ficeac. Am reparat și greceala și putem să mai lăsăm banda pe ecran, chiar dacă nu o să mai fiți la telefon. Vă mulțumesc mult pentru intervenție. Bună seara. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc, bună seara. Cred că e o diferență și trebuie să o facem între ceea ce s-a întâmplat la România Liberă sau, nu știu, situațiile de la televiziunea română, de la radio... Nu, să luăm ziare. E diferență între ce s-a întâmplat la România Liberă deci și la televiziunea română și la radio publică au fost cazuri de ziariști care au acuzat imixtiuni în politica editorială. Așa cum spunea și domnul Ficeac, s-au făcut și la dumnealor întâmpinări către Clubul Român de Presă, unde s-au pus probe, s-a dezbătut, s-a discutat. Noi nu dorim, noi nu ne-ați văzut făcând o grevă, ieșind cu pancarte în fața redacției, încercând să facem astfel de lucruri. Așa cum a spus Cristian Tudor Popescu de atunci, decizia patronatului, nu avem a ne opune ei și ar fi fost inutil. Dacă ni vă respectați, dar vă rezervați dreptul să plecați, să nu mai lucrați în, exact, în condițiile impuse de patronat. Dreptate, să zicem, după prezentarea unor banere frumos colorate în fața redacției și a unor majorete cu pămătufuri foarte vii, ce s-ar fi întâmplat? Am fi continuat să lucrăm cu cei care, repet, aveau oricum un plan care, așa cum s-a văzut, era matematic pus pe un calendar și depus în aplicare. Nu avea niciun rost. Da, trebuie să ne oprim pentru publicitate. Vom avea și alte intervenții interesante pe această temă, cum la fel rămâne să discutăm despre ce va însemna presa în viitorul apropiat după toate aceste evenimente, culminând cu acest cutremur de la ziarul Adevărul. Publicitate. Arată foarte curată, nu? Mm-hmm. Și cum crezi că miroase? Și tigaia? Noul Acțion Bicarbonat. Formula sa cu bicarbonat de sodiu elimină mirosurile persistente de mâncare, iar extractele de grapefruit îndepărtează ușor chiar și cea mai dificilă grăsime, lăsând vasele sclipitor de curate. Și fără miros. Ți-am spus eu. Uh-huh. Elimină mirosurile persistente cu noul Acțion Bicarbonat, adevăratul inamic al grăsimii. Poate da să revigoreze părul vopsit odată ce acesta a devenit aspru și uscat? Am rugat mai multe femei să le încerce. Fără experți, fără tratamente sofisticate. Doar șamponând și aplicând balsamul așa cum fac și acasă. Cu agenții săi intensivi hidratanți, DAV revigorează în profunzime părul vopsit. Cu DAV Care & Radiance vei retrăi senzația părului proaspăt vopsit în fiecare zi. Noul DAV Care & Radiance revigorează părul vopsit. Unit garantează cel mai bun preț. Domo îți oferă cele mai mici prețuri. Combină frigorifică Zanussi la doar 10.999.000 de lei. Domo,
Dorește-ți mai mult. Acum credit doar cu buletinul în limita 50 de milioane de lei. Zenga s-a săturat. Meme vrea și...